O altă informație proaspătă de ultim moment, Digi24.ro anunță citând surse că Mircea Joană își pregătește candidatura la prezidențiale. Secretarul general adjunct al NATO își pregătește deja terenul pentru candidatura la prezidențialele din 2024. Însă acestea ar putea avea loc un an mai devreme, în cazul în care Klaus Iohannis va fi numit secretar general al NATO ca succesor al lui Jens Stoltenberg și va accepta funcția înainte de terminarea mandatului de președinte. Știe mai multe despre această decizie colegul meu Robert Kiș, jurnalist Digi24.ro. Robert, te rog. Un grup de apropiații lui Mircea Joană, fostul lider PSD, se pregătește în aceste zile să facă o lansare a unei platforme care să conțină mai degrabă un proiect de țară, un proiect de țară intitulat România 2030, proiectul România 2030, tocmai pentru ca această platformă să devină, poate treptat, o platformă electorală pentru candidatul Mircea Joană. Actualul secretar general adjunct al NATO ia în calcul astfel o candidatură la alegerile prezidențiale. Desigur, un anunț oficial nu poate fi făcut pentru că Mircea Joană este în acest moment la vârful NATO în această funcție extrem de importantă, însă iată că ia în calcul varianta unei candidaturi la alegerile prezidențiale. Rămâne de văzut dacă vorbim despre alegerile prezidențiale din 2024 sau dacă vom avea parte de alegeri prezidențiale anticipate. Și asta pentru că, după cum știm, mandatul lui Jens Stoltenberg, actualul secretar general al NATO, se încheie în 2023, mai exact în septembrie, la finalul lunii septembrie 2023, atunci când se termină și mandatul lui Mircea Joană, și în calcule pentru această funcție este inclusiv actualul președinte al României, Klaus Iohannis. Întrebat ieri într-o conferință de presă de Digi24.ro la Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis nu a exclus o eventuală preluare a acestei funcții, dacă îi se va face această propunere. După cum spuneam, situație în care, dacă Klaus Iohannis acceptă propunerea și ea va fi făcută, atunci vor fi organizate alegeri prezidențiale anticipate.